Păi, dar la birou de audiență chiar ar fi posibil. Băi, tu că te întrebări la birou de audiență. Acolo poți și cu nevoile mari te duci. Și avem dar un etaj să mă scacă aici. Cu turnul. Mă duc să mă scacă cu turnul. Da, păi dacă ai martori. Nu mă cacă ca cum George în schimb, dar ne duc un etaj cu mășel și ipotetic mă cacă în procuratura. Vorba din popor. Mă cacă în bon de bon. Și de vulgar năgrăiește artistul ăsta. Hai, dar tu ai venit cu cacatul de acasă. Urmează să mă duc la guvern să-i dau impozite. Urmează și rimează. Așa mai discret, ca să nu se observe nimeni, da? El o stat, tot stat să-l s-a așezat. Am o problemă, care nu te-a gândit, dar dacă vreți problemă, am adresat. La birou de audiență, ce am scris, ce am plânger, dar au dat de... Păi, stai îmbrăcați și vă scălați. Dar pune-ți fac treaba mare. Atunci scoți măcar pe scoți treaba mare, măcar afară, dar nici afară. Se fac un picior de special amenazat. Dar lui e rușine ori să excită, nu înțeleg care-i problema. Faptul, uitați, nu reacționați cum ar trebui să reacționați, păi eu înțeleg. Probabil, eu am încercat să-i spun că am accelerat. Asta vreau să-mi... Adică, cu problemă de casă, da, de activitatea cum ar adresat, nu vreau să-i spun că... Trebuie să pui barba în palmă, altfel nu te gândești, credibil. Așa, da? Îmbrăcați-vă, dezbrăcați-vă, ce cu rugămintele astea indecente? Și nu pare născut în URSS, dar și ține cerile anumit cu autorizații, cu permisiuni de la miliție. Încearcă și el să ne plătească până ne Că se eu vine și îți plâng de jeli. Că se eu vine și îți plâng de jeli.
militar. După cum se comportă, e om militar. În ajunul zilei procuraturii. Dar cum să nu se vadă? Și fenul se vede. Procuratura anticorupție. Asta e maladeață. Și nu vine. E până mâine de ziua procurorilor ți-a venit. Eu cred că să vin non-stop, cred că până ce să vin. O penticărie. Tu vrei să pari serios, dar nu poți, da?